Salut, salut! Mamă, ce ecou are sala asta! Ok? Da, primește frustrări, am primit frustrări aici și am primit multe frustrări și pe mail. Frustrări de publicitate, de social media, o să trecem prin câteva, scăpați foarte repede de mine. Vă văd oricum bucuroși că a scăpat la serviciu zi, deci înțeleg perfect. Așa. Apropo, eu apropo aici pe publicitate, în care am fost instituționalizat acum sprile, sunt, dar îți vreau și frustrări multe. Pe unul o să pot să vin să zic și să vi le zic și aici. Hai să începem cu ce am primit de la oameni. Ce mi s-a părut mai amuzant. Frustrarea numărul 1. Când prezinți cea mai mișto idee pe care ai făcut în viața ta, dar directorul de marketing al clientului în concediu și oamenii care se sală nu au curajul să iau o decizie fără el. Ați spus că am văzut asta de multe ori. Și eu zic să nu-i judecați pentru că le e frică să nu-și piardă bonurile de masă, Skoda Octavia aia, să nu fără peci. Mă, nu râdeți dacă le iei peciul la corporatiști. E ca și cum le-ai luat la inimă, că rămân așa și divinerți. Deci sfatul meu nu judecați. O altă frustrare care e cea mai comună e am un fan pe pagină care îmi scrie în fiecare zi mai des ca mama. Eu zic, nu vă mai bateți capul. Cel mai important este să le dați vlog tuturor. Nu contează că sunt fan bun, fan rei, dați-le vlog. Eu așa și zic, eu am o pagină unde am o categorie care se cheamă la vlog, mă jur, pentru toți ăștia. Așa, altă frustrare. Asta am răspuns la 500 de mesaje private pe Facebook și la 2 mesaje personale. Bănuiesc că se plânge când are timp. Sfatul meu aici este să aveți grijă să nu răspundeți mamei cu tonul voice of brand-ului, că o se prinde. Nu râdeți că se prinde la mine, instant. Asta m-a mai plăcut. A, ăsta e clasic. Agenția are o propunere proactivă pentru un context de comunicare, pentru ziua lebedelor, să spuneți întarea. Clientul nu răspunde la mail 3 săptămâni și cu 2 zile înainte de happening, dăm mail la agenție. Din păcate, neavând suficient suport pe această idee, am decis să nu le mai facem anul acesta. Ăsta e sindromul ăla de toată iarna prin surprindere. Îl are tot marketingul în România, iar soluția este să-i trimiteți de ziua lui sau ei o proformă de cadou neachitată. Deci funcționează întotdeauna. Bun. Și asta e bun. Clientul vrea activare amplă cu influencer, dar are buget zero. Dar ce? Să facă și aia, să-și pună și pe TikTok și pe Instagram. Deci să facă tot ce se poate, dar fără bani. Aici trebuie să știți, vă dau eu un truc, influencerii nu au nevoie de bani. Nimeni nu are nevoie de bani cu mine. Trebuie să le dați fursecuri, șerpi, brandurile și sticuri USB. În funcție de ce brand aveți. Da, deci cu mine. Asta mi se pare mișto. Mi zice clientul cu ghilimele, sky is the limit. Dar să ne încadrăm în 1000 de euro. Bă, aici răspundeți, sky is the limit, iar tu ești la pământ. Bă, serios, dă-vă fi frică să vorbim așa cu clienții. Îi zic, concediază agenția, nu mă citează nimeni nimic. Dacă trebuie să înjurați pe cineva, înjurați. Eu vă zic, asta am făcut, să ce bine am ajuns. Mă bag într-o cabină aici. Asta e foarte mișto. Angajează clientul pe cineva nou, dar nu este stare să-și scrie semnătura, să deseneze nimic. Și îți dă feedback la softul visual, la care ai lucrat 4 zile. Soluția aici, dă-i și tu modificări pe poza lui de buletin. Să vezi ce o să facă. Imediat cum mai avem câteva. Ajungem și la aia. Da, asta e mișto când agenția sună clientul weekend pe panică și nu răspunde nimeni de la client. Deci ca o altă telefonă weekend, spun eu. Dacă clientul sună agenția în weekend, trebuie să răspunzi instant, e ceva normal. Sfatul meu aici așa, luați-vă cartele recărcabile și trimiteți în fiecare duminică noaptea, dacă număr necunoscut tuturor clienților, mesajul este exact cum vă zic eu. Știu totul, cu 3 puncte. Să vezi cum reacționează. Pune așa mea, spune, da, nu o să fie bine. Îmi place aici, asta cum e, cineva se plângea de client service. Când doi client service se dau câte un brief și fiecare zice că brief-ul are prioritate. Se dau așa cap în cap. Aici e foarte simplu, stai tu propriul brief, duci la OPR și automat se prioritizează ăsta. Și mai are iarăși o plângere. Oameni, nu le place client service, oamenii mă. Când vine CSU, vine la 6 cu modificare, care ți-a 2 ore și clipește drăguț pe loc și zice, hai că durează cel mult 10 minute. Aici zic, dați-i save după 10 minute de muncă și dați-i exact ce a ieșit după 10 minute. Bă, nu râdeți, vă dau sfaturi, vreau să plecați ceva de aici, da? Și să le aplicați. Și vă mai zic un pic ce mă enerva pe mine publicitate. Zice, mă enervează că aia care zic digital și la o propunere de postare de aia de ziua recoltă, știi? Și mai ales că vorbesc pe partea, dar pe partea de digital ce avea?
distrat foarte tare, m-a frustrat foarte tare colegul ăla pe care l-am avut cu toți, îi ziceam să fac un chist, ăla care după ce zici că ai avut o idee, zice în secunda 2 că a văzut ceva similar făcut în Letonia în 67 și că n-ai voie să mai propui. Mă enervează dinozaurii, adică publicitatea care nu vor să se adapteze la nou. Dacă arăți orice TikTok, te întreabă cum se scrie. Și recunoașteți foarte ușor, pentru că încă mai poartă campuri. În combinație cu festele. Sper că nu e nimeni aici cu campuri să caută, dar... o chestie de terminologie care mă enervează. Știți când pleacă cineva dintr-o agenție, că agenție crezi că începe familie, așa? Când pleacă cineva dintr-o agenție și se duce și face orice altceva de publicitate, lumea zice că a plecat la client. Jur, nu contează ce fac. Mi se pare că e discuție de aia cu un bordel, știi? Întreabă ce a făcut și agentul italian ăla. A plecat la client. Deci nu mai spuneți la client, vă rog frumos. Mă mai nervează foarte tare, știți, mania aceea care se dă caruselul în orice prezentare de digital, deci că sunt aia, că aveți două gânde să vorbim despre caruselul. Orice ar trebui, încearcă să se bage pe gât, când terminați în 2020 și terminați cu caruselul, vă rog frumos. Foarte important, mă enervează managerii directorii de agenție, care sunt și directori de creație, oameni de social media, regizori, de la catering, ăia care fac tot. E vreun manager director de ăsta, Stăin și Nicolescu, pe aici? Aia o treabă, mă, nu cred, e o treabă la birou, managing director-ul. Da, noi la unele spoturi spuneam că avem managing director stat. Pentru că era catul nostru, catul regizorului și era catul managing director care trebuia prezentat la client. Aici n-am niciun sfat, dar evitați managing director. Altă mare frustrare e că toți, mulți oameni de marketing se angajează și pentru 2-3 zile își prind o româneză în limba aia de lemn, știți? Îi propui și tu ceva acolo, un branding de șireț și zice parcă nu prea are brand leverage așa. Și guys, trebuie să handle mai bine, mai des de mult. Trebuie să ce, mă? Ăla de-abia a intrat, de-abia a intrat în generația cu badge-ul la gât. Bine, toți aveți badge-ul, că acum nu mai vreau la voi. Ce mai, cred că frustrarea cea mai mare, de care mă și abuză, e când, mă rog, aveam prezentări în corporații de la gen sector. Și le știi când intri în hol și zici că ești la scientologi, nu știu, părăcate așa un tip la fel, au badge la fel, au serii pe laptopuri. Eu îi suspectez că nu se strigă pe nume, când plecăm noi de acolo, se strigă, bă, 2, 3, 5, 7, le vedem la Xerox, foarte frumos. Dar știți corporațiile alea care zic, băi, fix ca o sectă, adică mă așez acolo la masă în prezentă și mă aștept să mă întrebe, doriți o cafea, un pahar de urină? Și e de azi, asta vrea contată. Deci încercați să evitați sectele astea. Și tot cu sectele astea, am văzut că se există nume pompoase pe stările de corporație. Adică spun, ne vedem în sala Eminescu. Serios, bro, Eminescu? Zic, voi vindeți balsame și balsamuri și șapoane. Dar mă rog, ce finale le dai? Și asta a fost zic, mi s-a întâmplat mie, am prezentat un pitch, nu era ceva important, nu mai știu ce făceau, dar cert e că i-au ascultat cu Poker Face și la sfârșit au venit și au zis să mulțumim oricum. Bă, din prima. Și am plecat o oră jumătate, am prezentat, mulțumim oricum și am plecat. E nevoie să spun că n-am luat pitch-ul. Așa m-a enervat pe Instagram foarte tare. E cineva aici care iubește Facebook-ul? Sau nu, mă, e cineva care își pune orele pe Facebook pe bune? Să știu să nu vorbesc niciodată cu omul ăsta. Eu n-am reușit niciodată. Și mă mai enerva foarte tare, și asta e ultima, când la prezentare clienții se uită în telefoane. Când tu prezinti, sunt vreo trei care stau pe telefoane. Pe de altă parte, înțeleg că să știi ce trenduri sunt la caruseluri anul ăsta. E mai fost un an mai greu. Și cam asta, mă enervează aia care vorbesc o grămadă și nu se opresc așa cum să tac și vă mulțumesc oricum. Dar, mai avem un moment. Am fost plătit aici, se pare să fac și asta, să acord prima pensie din social media. Și așa că îi spun felicitări, Gabriele Ileanu. Avem? Hai, cu încredere. Nu, 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 nu. Felicitări, ai câștigat o hârtie A4.